poliția, la serviciu poliție, că fiecare agent și poliție. Polițiștii serviciului rutier recomandă conducătorul auto ca în zilele caniculare să-și planifice pe cât posibil deplasările cu autovehiclul în afara intervalului orar 10-18 și să protejeze de razele soarelui copiii și persoanele de vârsta a treia aflați printre pasageri. Totodată este recomandabil ca posesorii de permis cu afecțiuni medicale, cardiovasculare, neurologice sau endocrine să renunțe la conducerea autovehiculor pe drumurile publice în acest interval orar. În cazul în care autovehiculul a stat la soare, înainte de plecarea la drum, porniți instalația de climatizare pentru realizarea unui confort termic necesar conducerii în siguranță a unui autovehicul. În cazul deplasărilor, în intervalele timp caniculare, se recomandă opri dese în vederea repausului și hidratării conducătorului de autovehicul, iar pe cât posibil staționarea autovehiculului să fie efectuată în zone umbrite. De asemenea, înainte de plecarea la drum, este necesară verificarea stării tehnice a autovehiculului și în special a presiunii pneuri, a gradului de uzură a acestora și a racordurilor, precum și a verificării instalației de climatizare.